Examenul se adresează deopotrivă elevilor și studenților și este cel mai popular test de limbă engleză, mai bine de 2,5 milioane de teste IELTS fiind susținute în fiecare an. Un examen foarte popular în străinătate, dar și în țară, care deschide foarte multe uși, atât pentru elevii și studenții care vor să studieze în străinătate, cât și pentru persoanele care vor să emigreze sau să obțină un job în străinătate. Noi sperăm ca această prezentare să motiveze cât mai mulți candidați să vină la noi la universitate. Am considerat să organizăm acest eveniment și acest examen în Craiova, pentru că le-am putea facilita celor interesați darea examenului în Craiova, fără să se deplaseze, fără costuri suplimentare și într-un mediu mai plăcut. Reprezentanții Consiliului Britanic au organizat astăzi un eveniment în care au prezentat examenul și oportunitățile pe care le oferă o astfel de diplomă. So I'm here today to present to the students the IELTS exam. Sunt aici să prezint studenților oportunitățile examenului IELTS și pentru asta voi face o scurtă expunere a felului în care se desfășoară testul, cerințele pentru a putea participa la un astfel de examen, dar și ce trebuie să facă cursanții pentru a obține punctajul maxim. Testul poate fi folosit pentru studii în străinătate, angajare sau emigrare oriunde în lume. Înscrierile se fac la Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germane din cadrul Universității din Craiova. Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente: formularul de înscriere, o copie color a actului de identitate, formularul de consimțământ al părintelui sau tutorelui pentru candidații sub 18 ani, taxa de înscriere în valoare de 800 de lei. Persoana de contact pentru detalii și înscriere, Florentina Anghel.